Proiectul de norme la contractul cadru de servicii medicale publicat recent pe site-ul CNAS prevede pentru prima dată că pot fi decontate servicii psihologice de sănătate conexe actului medical. Acesta reglementează posibilitatea încheierii de contracte cu medici din specialități medicale diverse. În acest fel, un număr mult mai mare de pacienți vor avea acces la servicii psihologice decontate. Potrivit contractului cadru, pacienții pot beneficia de terapii psihiatrice, consiliere psihiatrică individuală și familială, psihoterapie de grup și individuală, psihiatrie și terapie cognitiv-comportamentală. Reprezentanții ONG-urilor implicate în consilierea și tratarea copiilor cu autism spun că această măsură este un pas înainte, așteptat de mult timp de părinții ai căror copii suferă de autism. Este în primul rând un pas foarte important înainte, un pas firesc până la urmă, pentru că vorbim de rezultatele unei munci duse de ani de zile de către ONG-uri, părinți și oameni implicați în această problemă, pentru că guvernanții trebuiau cumva să țină seama la un moment dat de nevoile reale ale acestor copii. Prevederea este foarte importantă privind din două puncte de vedere. În primul rând, diagnosticarea precoce, pentru că în același cadru este prevăzut și acest aspect. Screening-ul va fi gratuit și toți copiii, începând de la 2 luni, vor beneficia de screening gratuit la medicii de familie, pediatri, pentru că diagnosticarea precoce este foarte, foarte importantă și medicii de familie vor fi stimulați prin această prevedere să acorde mult mai multă atenție primelor semnale de alarmă la copiii foarte mici și să fie astfel depistat autismul la vârste fragede pentru a li se acorda șanse reale de recuperare. Al doilea aspect la fel de important este decontarea serviciilor psihologice. Deși va fi încă destul de greoaie, în sfârșit ea are un cadru legal, pentru că vorbim de servicii psihologice oferite de persoane specializate, deși în primă fază este vorba doar de psihologi clinicieni și psihoterapeuți, este totuși un pas înainte și la fel de important, nu știu dacă este încă vizibil, dar este, din câte știu eu, discuțiile sunt pe această temă, decontarea se va face și prin intermediul ONG-urilor. Serviciile de sănătate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi, logopezi și kinetoterapeuți și pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate cu următoarele specialități clinice: neurologie, neurologie pediatrică și psihiatrie pediatrică. Autismul este o afecțiune care îi împiedică pe copii să relaționeze cu cei din jur. Ei se comportă ca și cum nu ar reuși să treacă peste anumite bariere. Potrivit statisticilor internaționale, prevalența cazurilor de autism în 2010 a fost de 1 la 68 de copii. În România nu se știe câți copii suferă de autism. Cifrele oficiale sunt puse la îndoială de organizațiile care se ocupă de sprijinul familiilor cu astfel de probleme.